Cel mai lung și costisitor război al Statelor Unite a luat oficial sfârșit după 20 de ani de prezență neîntreruptă în țara central-asiatică. Trupele americane s-au retras din Afganistan. Ultima aeronavă americană a decolat azi noapte, iar talibanii au preluat pe deplin controlul în Kabul. Cu doar câteva ore înainte de retragerea trupelor americane, un luptător taliban a fost filmat agățat de un elicopter capturat de la americani. Este imaginea simbol a retragerii grăbite a forțelor coaliției care a controlat Afganistanul vreme de două decenii. Tehnica militară în valoare de sute de milioane de dolari a căzut pradă luptătorilor islamiști. Pe picior de plecare, americanii au distrus armele pe care nu le-au putut extrage de pe fostul câmp de luptă. Ce a rămas însă în urmă este suficient pentru a transforma regimul taliban într-un focar de instabilitate în regiune. د نظامی هوایی میدان ځینې تاسیسات او ځینې وسایل چې دغه تخریب شوي دي ټول نه دي تخریب. ان شاء الله موږ کوشش په دې باندې کوو چې دا بیرته عیار سي او زری کار روان سي. د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابو او د قیادت او د ټولو مسولینو هم دغه نظر ده. پلیکارea ultimilor militari americani a coincis cu preluarea de către taliban aeroportului din Kabul. Cu armele în mâini, aceștia au sărbătorit victoria. Liderii talibani au transmis un mesaj de mulțumire luptătorilor pe care i-au condus la victorie chiar de pe aeroportul din Kabul. De cealaltă parte, armata americană a publicat o fotografie cu ultimul militar urcat la bordul celui din urmă avion care a părăsit Afganistanul. Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11, 2001. And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. We honor their sacrifice today as we remember their heroic accomplishments. Armata americană a plecat, însă în Afganistan mai sunt câteva sute de cetățeni americani. Aceștia vor fi repatriați zilele următoare. În total, peste 123.000 de civili afgani și străini au fost evacuați pe aeroportul din Kabul în ultimele 18 zile de când talibanii au preluat controlul capitalei afgane.